Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Harry Browner, folclorist, 1908-1988. Tatăl meu, când se întorcea acasă din obositoarelei peregrinări călare prin pădurile din jurul orașului meu natal, Piatra Neamț, meseria lui fiind, cum se zicea pe atunci, cherestegiu, adică specialist în lemn, se ocupa cu hipnotismul și cu spiritismul. An întregi, preocupat de cunoașterea celelalte fețe ale lumii, s-a străduit să cheme într-ajutor marile spirite dispărute. S-a străduit el ce s-a străduit până s-a lăsat pe gubaș, nu fără a fi influențat adânc formația spirituală a doi dintre frații mei, Victor, pictorul, și cel mai mic, Teodor. În toată creația lui picturală este fundamentală dorința lui Victor de a căuta ceea ce este dincolo de realitatea vizibilă. În ceea ce mă privește, în afara unei mândrii naive și copilărești, la uzul poftirilor la noi acasă, a celor mai vestite figuri ale antichității, ca de pildă Hannibal și Nabucodonosor, sau mai apropiații Napoleon și Garibaldi, nu simt nicio urmă de influențare a dezvoltării mele interioare. Am impresia că orice întrebare chinuitoare despre rosturile vieții își găsea răspuns și alinare în notele clipocite sau foșnite ale unui cântec oftat de un cioban sau tăietor de lemne sus în pădure, pentru că tata mă lua cu el adeseori. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.